Astăzi am cunoscut-o pe sora lui Alexica HD, iar totul a luat întorsătură neașteptată. Așa că așteptați până la final pentru a vedea de ce. Like și subscribe. Bă, Alexica, mă, dar gras ești, mă, ce stai așa pe jumătate de canapea? Te bă și tu mai încolo. Păi uite-te și tu la tine că n-am loc nici măcar să mă mișc, Alexica. Păi și ce vreți să fac? Vreți să mă dau la o parte? Da, dă-te la o parte. Hai, lasă, gata, e canapeaua de vină până la urmă. Totuși, îți place gen cum am făcut pe aici? Chiar m-am chinuit, crede-mă. Uite, aia e căsuța ta. Am văzut că ai decorat-o puțin. Nu? Da, am decorat-o un pic. Uite, aia e căsuța Mariei HG, dar cred că Maria HG încă n-a ajuns în oraș, nu? Nu știu. Păi cum adică nu știi? E iubita ta, Alexica. Tu ar trebui să știi. Ar trebui? Și până la urmă parcă ziceai că vine sora ta în vizită. Pe unde? Nu știu, cred că pe undeva pe aici. Ok, hai, nicio problemă. Am chestii. Da, Alexica? Hai să arăt ce-am făcut în casă. Ia, Alexica, surprinde-mă. Mamă, deci deja văd că e în stilul tău, Alexica. Bravo, sunt foarte fericit pentru tine. Colecție de dărți. Nu atinge, este specială. Îți place, Cristi? Da, Alexica, se vede că e făcută de tine. Bă, Alexica, ce faci, mă, cu atâtea săpi? Și în cufărul ăsta ce? Bine, nici măcar nu mai întreb, ești Alexica până la urmă. Păi și aici, Alexica, gen, ce zicei că ai aici sus? Ok, cred că nu mai întreb. E animalul meu de companie. Animalul tău? Ai un creeper ca animal de companie. Pe bune. Da, păi da. Și e prietenos sau ceva? Nu știu, că poate e suse la mine. A, suse, ok, bine, lasă, Alexica, nu, hai să ne apropiem de el. Hai să vedem, uite, aceea e sora ta, nu? Da. Da? Gen, de ce pare că a fost lovită cu tigaia? N-am zis nimic, adică, și gen, voiam să-i răspund cu bună. Cine este el, Alexica? Ia auzi, Alexica, te întreabă cine sunt, măi, Alexica. El este Cristi. Pe bune, doar Cristi? Parcă eram cei mai buni prieteni, Alexica. Foarte ură din partea ta. Ah. Și că și vă cunoașteți, nu. Gen, eu nu te cunosc, Alexica, doar ca să știi. Adică prietenia noastră a fost o minciună până acum. Adică, Cristi? Nimic, Alexica, glumesc și eu cu tine. Și că, da, da, ești drăguț. Alexica, cred că ți-a fugit creeper-ul. Ce? Uite creeper-ul acolo, gen. Nu, Alexica, nu te du la el. Și tu? Da, Alexica, în locul tău nu m-aș apropia de un creeper, gen. Dar de ce? Uite, vezi, e prietenos. Da? Nu pare chiar prietenos. Uite-te la el cum se uită la mine. Bă, what? A zburat creeper-ul, Alexica, ce e neregulă cu peturile tale? L-am speriat. Cum adică l-am speriat? Ia vezi că te întreabă Andreea dacă sunt rău. Cum adică? Da, Alexica, oricum vreau să zic că gen văd o asemănare foarte asemănătoare între voi. Serios? Serios, pe bune, zici că sunteți aproape aceeași persoană. Pare. Clar, Cristinel, hai cu mine, vreau să-ți arăt ceva dulce. Da, Alexica, și gen, cred că o să mă duc să mă uit cum se usucă vopseaua. Și cred că poți să vii și tu cu mine, Alexica. Hai puțin bine. Până la mine. De ce se tot ține sora ta după mine, gen, după noi? Nu știu. Alexica, da, și gen, parcă mi s-a făcut puțin somn, știi, și gen, cred că o să mă duc să mă culc. Da, gen, o să mă culc că... Vrei să te culci aici? Da, poți să te culci. Uite, o să mă culc aici pe covor și gen... Da, știi? Gen, eu vreau să dorm. Ce faceți aici? Tocmai am zis ce facem, gen. Și că de ce mă ignore, am să plec... Ok, Alexica, gen... De fapt, nu o să mă culc. Și chestia asta foarte bine, nu? Da. Sunt cu minte, gata, dorm. Doamne, cum a venit să se uite după noi, te-ai văzut? Ok, hai să mergem să vedem ce face, gen. Că, până la urmă, să fim serioși, într-un oraș nou, unde ar putea să se ducă? Să nu se ducă la colecția mea de dărți. Să nu se ducă, ți-e chiar se frică de colecția ta de dărți? Tu vezi cum merge, gen? Are ceva în plan, zic eu. Ar trebui să ne apropiem mai mult. Hai să luăm și noi pe lângă copaș, că poate ne vede, gen. Pare supărată. Și că parcă am auzit ceva. Nu, n-a auzit nimica. Hai, Alexica, mai aproape. What? O ia pe un drum, Alexica. Cred că vrea să se ducă la corturi. Uite ce drum poate găsesc ceva frumos. Vreau atenția doar pentru mine. Alexica, gen, și gen, cred că mă place surioara ta. Ce? Da, așa sunt și eu în momentul de față, gen. Dar totuși, unde se... Stai ascuns după iarbă. Ok, hai să trecem repede strada, gen. Văd că s-a oprit, ce face? Cristi, dragă, tu ești... Parcă te-am auzit, Alexica, sunt ușor speriat, da, Alexica. Unde este? E... Undeva s-a dus sus. Ia, vino cu mine. Ce faci acolo? Cioc, cioc. Bă, tu la ușă, o căsuță aici, Alexica. Ce se întâmplă? De ce nu știam de chestia asta? Alexica, hai aici la geam. Ia, e o vrăjitoare aici. Ce faci? I-a dat o poțiune, gen. What? Pleacă. Dă-te înapoi, după casă. Ia să vedem ce face. Se duce înapoi acasă. Ce urâtă era vrăjitoarea aia, sunt așa de frumoasă. E o vrăjitoare mai frumoasă. De ce? Alexica, nu-ți place și ție de surioara ta? N-ar trebui să...
o consider drăguță, să o lauz, că vai ce soră frumoasă am. De fapt, Alexica, hai să fugim și noi mai repede, că cred că ea deja a ajuns la noi, că acum nu mai are de ce să se mai ascundă, presupun, nu? Ce să zică dacă noi lipsim? Asta e și problema, deci mă gândeam că ar trebui să fim mai repede acolo. Uite, hai la tine în căsuță, Jen. Hai la tine în căsuță, că cred că dacă e ceva putem să zicem că ne-am trezit și că suntem la tine. Bun, Alexica și Jen, ce facem aici la tine totuși? Uite, o să stau și o să îți admir colecția de dart, ok? Bă, Alexica, vine surioara ta. Nu parcă dormeați. Ne-am trezit. Și că, Cristi, hai puțin după mine, Alexica, să mă duc. Alexica, să mă duc. Bine, eu mă uit la colecția mea de dart. Ok, bine, eu sunt curios, Jen, ce dorește. Da? Uite, dragule, am ceva doar pentru tine. Mi-e frică. Nu-și trage cu ochiul, închide ochii. Ok, o să pară că o să mă întorc cu spatele, de fapt. Oh, e o poțiune? Ce-i asta? Da, Jen, și ce ar trebui să fac cu ea? Bea din ea, ok, dar stai că mă emoționez dacă te uiți. Da, cred că o să mă duc să dau poțiunea asta la creeper-ul ăla. Da, Alexica? Ce-ai căutat în pod? Știi, mi-a dat o poțiune și i-am dat-o la creeper. Nu știu exact ce mi-a dat. Bun, Alexica, știi, gen, cred că pur și simplu o să ies. Așa că hai și noi, uite aici, parcă zicea un prieten că o să vină pe la noi și chestii și gen. Și gen, văd că până când și uite, petul tău a venit cu noi, da. Petul tău ne iubește, Alexica. Îl vezi? Creeperul nostru. Da, e creeperul nostru, Alexica. Da, e super friendly, gen, creeperul, nu? Creeperul. Alexica, dar tu observi că gen parcă se tot ține creeper după ea? What? Da. Cred că până la urmă o place, nu? Andreea, nu îți e frică. E prietenos. Da, Alexica, gen până la urmă e tot ok. Uite-te și tu ce bine se înțeleg, nu? Asta ți-ai dorit mereu de la... Creeperul meu! Cred că nu mai ai creeper. Ce-s cu pățele astea? Nu știu, Alexica, ce sunt? Ce? Nu bea așa ceva, Alexica! Are gust dulce! Are gust dulce? Alexica, de ce ai băut așa ceva, Alexica? Cine știe ce a fost chestia aia? O să-mi fie dor de tine! Ce suc? Nu, deși dacă nu era suc? Are gust de suc! N-are cum să fie avut gust de suc! What? Laura? Îți aduce aminte de Laura, nu? Bună, Laura! Cum să nu chestii? Cine ești? What? Alexica, gen... Ce se întâmplă aici? S-au luat la bătaie. Pe ce motiv? What? A luat-o pe surioara ta la bătaie. Ar trebui să o salvăm? Cred. What? Nu mai e surioară. Cristi. Da, Alexica, gen, de ce ți-a omorât surioara? Nu știu, dar am surioara mea. Și că nici o fată nu se atinge de Cristi. El e al meu. Cristi, vină înapoi. Mă las cu ea, nu. Da, Alexica, chiar te las cu ea. Nu, Cristi. De ce stai băgat după mine? Crezi că eu pot să te ajut cu ceva? Nu știu. Cred că trebuie să ne salveze cineva în momentul de față. Bă, ce face Andrei aici? Doamne, ce verișoară proastă am. Am o verișoară? Da, Alexica, ce? Pentru că sunt pregătit să merg la lucru, Alexica. Efectiv, vreau să testez cum e viața de om mare, gen, să vezi așa cum lucrez, cum mă ocup de clienți. Vii și tu, măcar. Adică, hai să fim doi prieteni, nu? La muncă. Ia zi. Haide, Alexica, deși atent, am văzut că e o șefă așa de șmecheroasă. Efectiv, o să lucrăm la McDonald's. Oricum ziceai tu că vrei McDonald's, așa că uite magazinul unde o să lucrăm. Chiar aici, da? Deci, hai să mergem să vorbim prima dată cu șefa, nu? Trebuie să ne angajăm să fim aici. Dar ce vrei să fii, ospătar? Ce vrei să fii? Cred că amândoi o să fim ospătar și bucătar și tot felul de prostii. Ia, e aici? Ar trebui să ciocăm la ușă, ia treci mă înapoi. Tac, 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 tac. Cum face ușă? Cioc, 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 cioc. Bă, Alexica, gata, bă, că ciocăm cam mult. Uite, ți-a răspuns și șefa, a zis da. Uite, vezi, mă, eu ți-am zis, mă, Alexica, să ai mai multă grijă. Da, deci am venit cu adică cu prietenul meu să ne angajăm, gen. Am venit cu prietenul meu să ne angajăm. Nu ești cel mai bun prieten al meu, Alexica. Haideți să vorbim la terasă. Ok, dar gen, ne-am bucurat dacă mergi. Ok, văd că ne duci tu pe terasă, e tot ok. Deci, n-ai scaune să pot să stau pe ele. Dacă mă pun pe ele, mă doare fundul, gen, uite-te și tu aici. Mamă, nici măcar nu-mi cap pe ele, mă, tu vezi ce burtă am, ok. Nu contează, o să stăm pe mese și o să vorbim pe mese, ok? Ce vreți? Trebuie să-ți dictez ca să înțelegi ce vreau, gen, vreau să mă angajez cu omul ăsta. A, da, bine? V-R-E-A-U-S-A. Bine, ai înțeles ideea oricum să mă angajez, da? Vreau să fiu bucătar, gen, știi? Tu ai costum, te înțeleg, dar prietenul tău are costum, cum adică nu-i vezi costumul, mă, Alexica, ia vină, mă, bă!
Ce faci, mă, aici? Ai venit deja la mâncă... Bă! Bă, nu, bă! Ce? Alexica, ce-ai făcut? Nimic. Că ești în bucătărie. Bine, Alexica, nu-i problemă, n-ai văzut nimica. De prietenul meu, gen, cred că o să mă ocup eu cum fac asta și acum. Deci, nu cred că ar fi o problemă. Adică, uite-te și tu, nu-ți place costumul lui? Ia arată-i tu costumul, Alexica. Care costum, Cristi? Păi, pune-te mânchile. Care costum, Cristi? Știi tu, costumul ăla, știi, gen... Hai, arată-i costumul să vadă și ea ce costum ai. Haide, Alexica. Da, ăsta, așa, uite, gen, ți-am zis că are costum. Acum îmbracă-te la loc, te rog. Deci, putem să începem să lucrăm sau ceva, sau cum funcționează toată chestia asta? Da, vezi, lucra 36 din 2. Bine, sunt total de acord, te rog frumos, uite așa, stai să-ți dau un pup, că... Așa, bun, iau ca pe un pupic. Ia, hai, Alexica, deci suntem bucăta... Bă, Alexica! Imaginează-ți că nu vezi nimic. Ia, Alexica! Ai de trecut un test? Păi, dar parcă ziceai că sunt angajat, că ești nou pe aici. Dar parcă ziceai... Bine, hai că trec testul repede, că cât de greu poate să fie, Alexica, nu? Adică e doar un test, nu? Și unde vrei să... Alexica? Da? Nu ești normal. Bine, și unde ar trebui, gen, să fie grătarul sau... Arată-mi cum faci discurile de burger. Vino. Ok, bun, dar... Du-mă și pe mine la grătar. Alexica, tu poți sta la vase. Ia uzi, mă, Alexica, stai la vase. Bun, hai să lăsăm acolo și hai să mergem să vedem dacă reușim să facem un grătar. Sigur, nu cu ce ne-a dat Alexica. Știu că prima dată trebuie să punem aici cărbuni. Problema e că nu mi-a dat cu ce să dau foc la grătar. Nici măcar nu trebuie să dau foc. Văd că cărbunele ăsta se aprinde singur. Bun, nu-i problema. Așteptăm să sfârie carnea. Bun, deci vezi carnea asta care sfârie? Ia uite aici. Mamă, uite-te și tu ce scheme pot să fac. Deci n-ai mai văzut așa ceva. Adică pe bune. Stai să vezi, ai talent, mersi foarte mult. Adică pe bune, tu nu știi, toată viața mea am visat să fiu bucătar. Dar probabil vei sta și tu la va... Ură din partea ta. Uite. Bă, ce-a făcut mă ăla, bă? Bă, Alexica, bă. Da? Elev numărul 2, ce ai făcut? Cred că a stat puțin cam mult la vase, știi? Adică, să fim serioși, El a făcut dirt. Alexica, pune mâna și repară repede aici cu dirt. Haide, Alexica, ajută-mă să repar. Dă și mie dirt, că te ajut și eu să repar. Repară sau plătești, dă-mi și mie dirt, te rog frumos. Da, Alexica, chiar nu era nevoie să faci chestia asta. De ce ai făcut asta? Și cum ai reușit dirt în bucătărie? Alexica, nu... Nu știu. Nu totul se rezumă la dirt, gen. Adică? Păi, e o bucătărie, suntem la un restaurant, lucrăm aici, nu totul se rezumă la dirt, gen. Și ce zic și eu? Aici, gen, nu mai am dirt, așa că nu cred că se supără nimeni dacă pun așa. Da, gata, am reparat din câte poți vedea. Arată exact ca înainte din câte vezi și... Alexica, și mai dai și mie puțin dirt, te rog. Să-i fac ușa aici, că dacă nu mă bate. Mă bate, Alexica, dacă nu-i fac ușa, te rog eu mult. Bun, hai, gata. Din câte vezi acum ai o nouă ușă. Uite, ușă îmbunătățită din câte vezi, da? Da, e ușa lui Alexica. Fix așa o să o numim. Uite, vezi? Gata. Alexica, nu mai strica, te rog. Bun, gata. Îți place? Ia, e un nou restaurant, e refăcut, arată mult mai bine ca restaurantul trecut. Nu! Cum adică nu? Cum să nu-ți placă restaurantul nou? Alexica, ce faci? Tu să nu intri aici, te rog eu mult, și gen, stai acolo. E bucătăria noastră acum. De fapt, cred că e bucătăria lui Alexica acum. Stop sau te dau afară. Bine, mă, Alexica, gata, încetează că ne pierdem joburile amândoi. Hai să-i dăm drumul la muncă. Da, deci... care va fi primul nostru job, gen? Ei, uite, cred că vine un client. Oh, uite, Vlad, elev numărul 1 la casă. Eu la casă? Bine, gata. Unde e casa? Pardon. Da, nu vedeți nimic aici, nu s-a întâmplat nimic. Bună ziua. Ce doriți să comandați? Niște aripioare de pui? Ok. Stai așa să-i dau aici comanda la colegul din spate și iar colegul o să vă trimită acum la masă. O să vină cu dumneavoastră, ok? Bun, mulțumesc. Auzi? Îi dau din burgerul ăla făcut de pui, gen de l-am făcut acum. Mi-ai luat burgerul de pui? Păi dă-mi burgerul! Cum adică că mi-ai luat burgerul? Ce? Stai, ce face ăla?
Alexic a cerut un burger de pui. Elev numărul 2, ce faci? Ok, o să mă duc să fac eu repede niște mâncare. Stai așa, de fapt, cred că o iau direct pasat de pe grătar, dacă tot am lăsat aici. Și eu duc eu imediat. Nu am comandat astea. Lăsați-l, e Alexic, că nu avem de ce să ne facem griji. Uitați aici mâncarea comandată și... Poftă bună, da, poftă bună. Alexica, ești prost, ce faci? Bine, Alexica, gata, cred că e timpul să te dau afară din magazinul ăsta. O să lucrez doar eu aici. O să lucrez doar eu aici. De ce crezi? Pentru că, uite-te și tu ce-ai făcut. Adică, pe bune, Alexica, tu nu vezi? Ai distrus tot magazinul. Uite, și mă strigă șefa. Alexica, trebuie să te las puțin aici. Cristi, ești promovat? Wow! Trebuie să vorbim, ok, bine, hai, unde vorbim și cât o să am salariu, gen? Nici măcar n-am vorbit despre salariu, ce o să fie, wow? Care va fi diferența? What? Ce face Alexica? Deci, stai, ce? What? Bro, m-am închis aici, ce fac? Alexica? Alexica? Uite-te și tu, sunt închis, Alexica, ajută-mă și pe mine să scap de aici. Cristi, cum e să te ajut? Nu știu, Alexica, tu ești cel mai inteligent. Tu vină cumva cu o idee, te rog eu mult. Uite, deci tu m-am chișat. Dirt pentru ce, Alexica? Adică, pe bune, cu ce crezi că mă va ajuta pe mine Dirt-ul? Dirt? Bine, dar stai așa, tu ai bazuca aia, nu? Sau cu ce ai distrus toată asta? Mai fă asta odată. Te rog mult. Ai făcut Dirt. Mai fă încă o dată Dirt. Hai, te rog eu mult. Dar și gen, trebuie să faci Dirt aici într-o parte, dacă vezi. Mai văzut pe unde am fost eu? Uite, da, aici trebuie să faci Dirt. Da, fă Dirt acolo, Alexica. Să te văd cum faci Dirt. Bun, fă Dirt. Haide, fă Dirt. Doamne, ajută să mai bubuie încă o dată. Doamne! A mers! Nu vine să cred. Nu cred că m-am, Alexica, ce-i drept, dar sunt liber. Cred că e timpul să fug de nebuna aia, efectiv. No, deci cred că trebuie să fug neapărat. Adică uite acolo, what? Ce? Pare super supărată, ce faceți? De ce se ține după mine? Cred că e timpul să fug și... oare unde o fi Alexica? Nu, să nu se mai țină după mine. Cred că pur și simplu o să fug în blocul ăsta și Doamne ajută să nu mă mai vadă, gen? What? Stai. Cred că m-a pierdut, nu-mi vine să cred că chestia asta chiar a mers. Și acum, Alexica, oare unde e Alexica? 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 Alexica, unde ești, mă? Alexica, ce-a făcut, mă, Alexica? Unde s-a dus? Ce, Alexica? What? Ce face aici? Auzi? Spate-mă! Bă, știi ce mă gândeam eu? Știi, gen, știu că am făcut foarte multe daune. Știu că am cam supărat-o pe tipa asta. Alexica, nu trebuie să te iei după... Lăsați-l, e Alexica, îl cunoașteți foarte bine, de fapt. Băi, Alexica, deci fii atent, tipa asta, cu toate că ai făcut foarte multe daune, măcar mie, nu mi-a dat salariu, știi? Ce zici, mergem să-l jefuim? Gen, să ne luăm banii. Ah, bun, Alexica, perfect, haide, vino cu mine. Deci, puneți masca de hoț pe care eu nu o mai am la mine și hai să vedem dacă e aici înăuntru, dacă nu, pur și simplu mergem și furăm diamante, da? Ia, stai, ușor, că văd că repară, nu știu ce face. Hai să mergem repede, ne strecurăm la asta și pur și simplu furăm, știi cum e. Mama, Alexica, tu chiar ai mască de host, nu vine să cred. Și ia stai, pac. Și Alexica, uite-te și tu câte diamante am putut să găsesc aici. Doamne, deci nu vine să cred, suntem bogați. Și hai să ne retragem ușor să nu ne vadă. What? Cred că suntem încolțiți, cum mai ieșim de aici? Nu pot să sar pe aici. N-avem decât să o luăm acolo pe la ea. Se uită la noi, Alexica. A scos arma la noi și... Alexica, nu trage asta, hai să nu folosim. Violența nu e mereu o opțiune, Alexica, da? Da, așa că... știi gen, noi ne cerem scuze. Mersi de diamante totuși, dar noi ne cerem scuze. Așa că... știi, uite, diamante. Cred că putem să împărțim cu toate că sunt tot diamantele tale. Adică, știi cum e... Nu? Da, Alexica, cum adică nu? E tot ok, gen... Ce, Alexica? Dacă furați, trebuie să muriți? What? Cum adică să murim? Pe diamantele alea poți să cumpăr Dirt? Cum adică să cumperi Dirt, Alexica? Da, poți să cumperi Dirt! Băi, Alexica, și că gen... Ziceai că nu știi ce e o școală? Uite, te-am adus la școală, Alexica! Să vezi și o să-ți placă matematica, deci pe bune, îți place școala asta? Eu am construit-o. Da, Cristi! Pe bune că doar atât ai de zis! Nu știu ce este asta, Cristi!
este? Este o școală, Alexică. Să vezi tu ce frumos e la școală. O să o urăși în tot sufletul. Dar pe bune, gen, trebuie să-ți placă, Alexică. Trebuie să-ți placă, poate nu-ți place. Da, bă, Alexică, deci... Intrăm și noi sau ce fac? Ah, ia uite, mă, că a venit profesoara. What? Cred că s-a sunat. Vrei și tu să sun, sună și tu. Ok, gata, Alexica, gata. Ci cam întârziat, Alexica, go, gata, hai să mergem repede în clasă. Ce, unde? N-am întârziat nicăieri. Bă, da, am întârziat aparent. Și gen, dacă tot sunt atâtea locuri libere, de ce nu stai în prima bancă tu? Oh, hei, bună. Bună și ție. Și gen, poți să stai și tu în prima bancă, te rog? Mai schimb și locul. Ok, okay, o să mă pun exact în fața la profesor Alexica, nu cred că stăm foarte bine. Alexica, ai avut vreodată gen o carte? Dacă, nu, uite ea de aici, scrie tabla mulțirii acolo. Tabla mulțirii cu 1, că cred că asta învățăm azi. Mai multă liniște, a început ora. Ce-i asta? E o carte, Alexica, gen. Da, cred că ora n-a început și pentru noi. Ce carte să-i bă, mă, ăsta, maxim cărți de joc. Bă, Alexica, vezi, mă, că se ia Sabinuța de tine. Și ce vrei să fac, Cristi? Și că liniște, gata, Alexica. Și că gata, tăcem. Și că prima oră aveți matematică. Alexica? Da, Cristi? Sper că o să-ți placă matematica, o să urăși din tot sufletul, zic eu. Ce este, mă? Și că, păi, de ce, doamna profesor? Și gen, matematica e aia cu 1 plus 1, 1 plus 2. Și că veți învăța tabla mulțirii. Și că la ce ne ajută? Avem calculatoare. Bine, are și ea dreptate, gen. Și că nu contează că avem calculatoare. Ia vezi, mă, Alexica, că se supără profa pe noi. Cât face 1 ori 5? Ia zi, Alexica, că tu trebuie să știi. Ia zi. 6? Cum, Alexica, să facă 6? 1 ori 5, nu 1 plus 5. 4? 5, doamna profesoară, 5. Ca nota lui Alexica. Ia, îți pot răspund ție în catalog, Alexica. Te vezi că s-a cam supărat profa pe tine. Ce? Cum, Alexica, deci... What? Bă, what? Ce? Sabinuța tocmai m-a... Și că Sabinuța tocmai m-a scuipat și ea zice... Alexica, eu am plecat, pa. Și ce? Pa. Da? Care-i dulapul meu? Ia stai așa că îmi pun lucrurile aici și mă duc acasă. Bă, ce faceți, mă, aici? Cum adică te bate profesor? În bancă, nu? Ai, Alexica, să plecăm, gata, m-am supărat, eu nu mai vreau la școală. Vino, Alexica, să plec. Bă, bate prof, Alexica, hai să plecăm. Oh, nu. Da, Alexica, și gen, cred că ora asta de matematică m-a cam obosit puțin. Mai ales că Sabinuța a început să mă scuipe cu hârtie, efectiv. Tu realizezi chestia asta, gen? Tu realizezi că chiar a trebuit să rupă foi din caiet ca să mă scuipe? Oricum, dați și voi un like și un subscribe și spuneți-mi și mie de ce credeți că făcea chestia asta. Bună, Alexica, ia să vedem că mai avem puțin până acasă, dar tu vezi că, gen, Sabinuța se ține puțin după noi? Cine? Sabinuța, gen, colega noastră de clasă, uite-te și tu, e acolo, gen. Ok. Și ce vrea de la noi? Nu știu, hai să mergem acasă oricum. Ui, pasă ce vrea de la noi, n-avem uși la casă, acum văd. Of, da, mă, Alexica, și mie mi-e somn, cum cel mai probabil ție și ție. Dar nu mai pot să mai dor pe jos și nu știu de ce, efectiv. Și Patu îmi spune că sunt hazy și că nu pot să dor, like, pe bune. Bun, Alexica, păi și până la urmă, gen, tu nu te duci acasă să te culci sau ceva? Bine. What? Sabinuța? Ce faci aici, Alexica, gen? Ce faci, să mă împărțiți acela... Alexica, te-am pupat... Ha, și tu, Alexica, sar pe geam. Eu nu stau cu Sabinuța în aceeași casă. Uite-te și tu încă ne scuipă cu hârtie. Aproape că m-a nimerit. Ce scârbos, Alexica, uite-te și tu. Mama, Alexica. Păi și în cazul ăsta ce face, mă, Alexica? What? De ce se aud zombie, Alexica, la tine în casă? What? Ce face Sabinuța? Ok, mă, Alexica, ce-ai făcut, mă, cu colecția asta de dărți? Ai adăugat la aia? Ce-ai făcut? Oricum... Da. Alexica? E aici, ia zi și mie. Nu te apropia, Cristi, nu te apropia. De ce să nu mă apropia? Cred că e singura noastră scăpare, locul ăla? Poți să intru, Alexica, ia zi? Poți să intru? Hai, Cristi, repede. Ok. What? Alexica, ce e aici? Ce-s toate chestiile astea? Zombie Terminator, Inator? Terminator, Inator? Alexica, ce e asta? Zombie Terminator, Inator. Adică, de ce scrie Terminator, Inator? Pentru că totul trebuie să termine cu Inator. Păi, se termină deja în Inator. Ha, trebuie încă o dată Inator. De ce, gen, dacă ar fi să fie Alexica, Inator, ar trebui să fie Alexica, Inator, Inator? Da. Ok, Alexica. Întrebarea mea e de ce, gen, de ce vrea carne de asta mucegăită? E delicios.
What? Cum adică e delicioasă, mă, Alexica? Până acum mâncai, dar și acum spui că mănânci carne mucegăită, ce e asta? Și totuși, toate ca toate, dar gen, ce e asta? Ce e chestia asta cu fața ta? Scuze, dar nu poți folosi acest scanner. Ce e asta, un scanner, Alexica? Cristi, asta e o hologramă. Asta e o hologramă. Cu dirt. Cu dirt? De ce e o hologramă cu dirt, Alexica? Adică, văd că aici e ceva... E ceva, gen... Nu știu ce e, dar asta e ceva. Asta ajută să conecteze hologramă. Se conecteze hologramă? Și chestia asta ce e? Vino cu a Cristi să vezi. Nu mă tentează să vin. Ia asta, Alexi. Uite, vrei să fie generatorul de lavă prietenoasă. E lavă prietenoasă? Ce camera aia ce e acolo? Să vedem dacă apare un monstru, că de vechi mai apar monștri de dirt. Muștrii de What? Alexica, tocmai am fost capturat. Ce ai făcut aici? M-ai prins în... Alexica, scapă-mă acum. Asta sunt capcare pentru muștrii de dirt. Păi, nu și pentru mine, eu nu sunt de dirt. Da, cred că s-a dezactivat sau ce s-a întâmplat aici? Nu știu. Păi cum adică nu știu, mă, Alexica, că tu ai făcut toată chestia asta? Asta ce mai e? Cititor de gânduri inator 2000, vezi că la asta nu ai mai pus inator. Păi deja are inator. Păi da, nu ziceai că trebuie să fie două de inatoare? Gen... Cristi, păi fiecare imaginerie trebuie să aibă inator la final. Păi da, Alexica, dar eu ce zic, e gânduri inator și ăsta are zombie terminator inator. Dar ăsta de ce nu are gânduri inator? Pentru că ăsta deja are inator. Ok, Alexica, cred că o să o las ca tine. Cum zici tu, Alexica, până la urmă? Ce, gen, cum funcționează toată mașinăria asta? Sau, mașinăria asta e lavă prietenoasă? Și asta cum funcționează? Asta trebuie să-i vii aici. Așa, sunt aici. Și cealaltă persoană să vină aici. Bun, Alexica, deci vin aici. Și cealaltă persoană ce trebuie să facă? Trebuie să vină aici să stea. Și intră aici altă persoană. Alexica, și... ce asta, Alexica? Mamă, Alexica, ce-a fost asta? Da, super interesant, gen. Chiar mi-a plăcut experiența asta. Cred că putem folosi pe Sabinuța să vedem, gen, exact care e toată faza, știi ce zic? De ce faci așa? Hai cu mine, îi zici că te duci și dai bombonele, da? Bun, Alexica, ia, hai să vedem unde e Sabinuța, gen. Uite acolo pe Sabinuța, cred că pot să stau băgat aici. Nu pot să văd, să stau băgat aici în colț. Sau uite, aici după cufăr, da? Du-te la ea și spune-i că dai niște bombonele gratis dacă vine aici. Că ce flori frumoase, nu ne interesează de flori. Haide, Alexica. Sabinuța, hai să-ți arăt niște bombone, vrei bombone? Îți dă bombone. Vrei? Și caolo, Alexica, țipă mai ușor. Zici, Sabinuța, vrei? În lângă tine, te aud. Hai, vină cu asta, te arăt bombone, îți dă bombone, vrei? Și dăr. Vreau, dar vorbește și tu mai încet puțin. Hai, Sabinuța, vină cu asta, pe mine, te arăt bombone. Ok, cred că trebuie să mă ascund acum. Vrei și dirt? Vrei dirt? Am și bombone și dirt. Alexica, nu trebuie să-i zici de dirt, ok. Și că e interesant. Haide, Sabinuța, du-te cu el. Așa, bravo, fată cu minte. Hai că vin și eu acum, ușor. Sper numai să nu mă vadă. Și că la ce mă uit? Nu contează. Vin aici. Ok. Vrei bombone? Uite, sunt aici. Cum adică zombie terminator, inator? Nu contează, vin. Îmi place că măcar nu sunt singurul care a avut aceeași reacție. Nu, vină cu aia. Intră în acolo. De ce scrie terminator? Nu contează, dar du-te acolo. Și că ok, am uitat că ești eu. Intră acolo. Cititor de gânduri, da, îți dă bomboane gratis. Ok, bravo, Alexica, bravo, Alexica, gata. Bun. Alexica, gata, mamă, hai să plecăm repede de aici, știu gen ce e de făcut, trebuie doar să vorbim cu ea, dar hai să o așteptăm sus, gen, să... Cristi, mi-e frică. Da, Alexica, cum adică ți-e frică? De ce ți-ar fi frică? Eu sunt aici sus, te aștept, Cristi, că mi-e okay, frică. Ok, Alexica, eu văd că gen, Sabinuța nu mai pleacă de acolo, mă duc să iau. Sabinuța, femeie, haide sus, Sabinuța, cum adică ce vreau?
Hai de sus! Trebuie să discutăm! Alexica, hai că o aduc sus, haide! De ce nu? Cristi, e frică! Știm cu toții că-ți place dirt-ul. Știm cu toții că-l place pe Alexica. Da, Alexica e luat. Da, Alexica. Exact ce a zis Alexica. E luat? Da, Alexica e luat. Cum adică nu pentru mult timp, Sabinuța? Ce îmi plan să faci? Bine, bine. Lasă că vedem noi. Cum adică vedem noi? De ce pleci? Sabinuța, nu pleca, gen. Nu pleca, Sabinuța. Trebuie să discutăm despre chestia asta. Nu știu ce vrea să fac. Alexica, dă-te la pa! Alexica, dar fii mă și tu puțin mai finuț cu mingea asta. Uite-te și tu cum dai în ea. Hai mă, Alexica, tu chiar crezi că poți să-mi dai mie gol? Stai așa să vezi aici ce-ți fac. Deci fii atent ce gol aici o să-ți dau eu. N-o să mai vezi niciodată în viața ta. Nu vine să cred că ai scos-o. Chiar ziceam că o las acolo și-ți fac și eu mare schemă Ronaldinho. Dar de unde? Că ești foarte bun, Alexica. Oh, nu mai da în mine, Alexica, că e ilegal să mă împingi, gen. Uite, vezi? Toți ai luat gol. Vezi, Alexica? Ești fraier, Alexica. Ești un fraieruț. Ai trișat! Cum adică am trișat? Ce am făcut să trișez, Alexica? Nu am făcut nimica, dar dacă te uiți, cred că vreau mingea să iasă puțin, așa că o să mă împing acolo. Bă, bine, Alexica, așa facem? Bine, stai așa. Deci aștept mingea să iasă și o să vezi că o să-ți mai dau încă un gol, gen. Da? Alexica, ce ai făcut? M-ai făcut una cu poarta. Hei, hei, Denisuca, ești o referență și în parc. Mă, Alexica, așa ți inviți și tu fetele, gen, așa o inviți și tu pe Maria HD în parc, gen? Dirt? Cred că tu ai invit la o întâlnire cu Dirt, să înțeleg. Da, Denisuc, vedem după, gen. Hai mai întâi să ne jucăm și noi cu toții niște fotbal. Și pentru că ești fată și chestii, o să te lăsăm singură într-o echipă și o să fiu cu Alexica, da? Ce zici? Descurca să fie totul corect, înțelegi? Așa că, uite, Denisuca, tu o să ai poarta asta și eu cu Alexica o să avem poarta aia și ne jucăm un 1 versus 2, da? Să vedem care e mai bun, da? Bun, așa ziceam și eu, Denisuca. O să ții bătaie, o să ții mare bătaie. Pă bune, tu chiar crezi că o să poți să reziști contra Alexica? Uite-te la el, nici măcar nu vede. Uite-te și tu la el, ce urât e. Bun, cu toate astea stați puțin să scoți și eu mingea de aici, că... Bun, Alexica, haide. Deci o să duc aici la mijloc și fii atent. O să câștigăm, da? What? De ce a mai apărut încă o fată? A venit cu prietenele, ce a făcut? Hei, hei și ție, Sabinuța. Mă, Alexica, asta nu era fata aia obsedată de tine? Care efectiv voia să te fure de la Maria HD? De ce dă în mine? Trișează, uite-te la ea, trișează. Vin și eu pentru Alexica. Uite mă, Alexica, e o fană. Eu vreau cu el în echipă. Bine, Sabinuța, deci tu vei fi cu Alexica și eu voi fi cu Denisuca și o să vă batem măr, da? Deci, haide, așteptăm puțin să scoatem mingea din poartă și imediat... Haide, minge, vină cu a. E o minge umană, dacă vă uitați, gen... Ce dinți frumoși ai, stai așa, Alexica are dinți? Ah, cred că vrea să zică ce dinți frumoși n-ai, Alexica. What? A venit și Laura? Asta era fana mea nebună, Alexica. Ok, n-am să întreb ce se întâmplă aici. Văd că e reuniune de familie, gen Alexica, oarecum. Hai la suc! Ok. Bun, hai să facem așa. Facem practic un concurs. Nu știu, vă dau eu 3 probe, da? Și care câștigă o să iasă la întâlnire. Uite, dacă câștigă Sabinuța o să iasă la întâlnire cu Alexica, iar dacă câștigă una dintre ele o să iasă la întâlnire cu mine, Alexica. Ce zici? Așa că ce zice? Sunteți de acord cu chestia asta? Da. Bun, deci o să vă dau la fiecare câte un pickex și haideți să vedem care găsește prima diamante, da? Așa că o să vă duc eu la cea mai apropiată peșteră și haideți să vedem. Văd că Denisuca a început deja să pas sub teren. Denisuca, nu trebuia să sape aici. Uite-te și tu ce mi-ai făcut la teren. Ce se află aici? N-am să întreb, dar oricum, haide să mergem în jos. Așa că haide să-i dăm drumul să vedem care găsește diamante, da? Deci concursul a început, haideți. Vă provoc să găsiți diamante. Alexica, ce zici? Care o să găsească diamante? Dar pe tine nu te-am întrebat. Tu? Tu o să găsești diamante? Cred că tu o să găsești dirt, Alexica. Ia să vedem ce face fiecare. Laura văd că n-are nicio treabă cu toată chestia asta. Denisuca distruge scălcuri, ceea ce nu e bine. Și ce-a făcut Sabinuța? A murit în lavă. Ok, o să presupun că Sabinuța e descalificată în momentul de față de la proba asta. Așa că proba se va da între Denisa și Laura. Tocmai s-a spawnat un warden, Alexica, uite-l. Alexica, cuvinte, cuvinte, Alexica. Vezi că te bate ăsta. Alexica, fugi, fugi. Cum adică nu vezi? Ok, din câte văd a murit și Laura. Așa că
că Denisuca încă e în viață. Ce, cred că o să-i fac puțin troll, o să-i pun câteva diamante aici în spate fără să vadă. Nu-mi vine să cred că ea chiar n-a văzut chestia asta. Ia că-i dau eu un pumn. Ia, poate se uită în spate. Nu-mi vine să cred. Deci, oricum, Denisuca a câștigat pentru că celelalte două au murit cumva și nu o să întreb cum, așa că Denisuca a câștigat prima. Uite, am găsit diamante. Mă întreb de ce? Chiar mă întreb de ce până la urmă. Și eu pe Alexica, stai ce? Alexica te-a găsit Laura. Și tare, Alexica. Cum te simți să fii găsit de o fată? Ok, Alexica, ok. Clasic Alexica, ce pot să zic? Alexica, nu vine să cred că tu chiar ai stat să faci un bloc de dirt aici. De ce? Cum n-ai murit, Alexica? Alexica, ajută-mă, e înalt aici. Deci, din câte puteți să vedeți, acum sunteți pe niște insule. Vreau ca fiecare să avanseze cât mai mult puteți în 5 minute, fără să vă bateți deja, că vă prind că vă bateți, vă bat eu pe fiecare în parte. Și ce face Alexica? Așa că haideți să-i dăm start și să vedem care avansează cel mai mult, da? Bun, Alexica, deci fii atent, o să vreau să le trolăm ușor pe fiecare în parte. Și Sabinuța ce face, bro? Se duce efectiv să se bată cu Denisuca, oare? Adică chiar ar fi ciudat, în loc să stea fiecare să-și facă un generator pentru iteme. Vezi, Laura face bine, Laura face super bine, Alexica, tu ce părere ai? Cum adică, mă, Alexica, generator de dirt? Tu nu vezi ce face Sabinuța? Asta doar pentru că i-am zis că eu îi taxez dacă încearcă să se omoare între ei. Dar uite, vezi? Nu m-a ascultat, Alexica. N-a vrut să mă asculte. Văd că și Denisuca se descurcă și hai să vedem aici. Alexica, explică și mie de ce e atâta dirt în chesturi? Poți să-mi explici? Mai vreau o șansă, spune Sabinuța. Bine, hai să-i dăm încă o șansă, Sabinuță. Și că nu meriți. Ok, o să fiu un băiat bun și o să-i dau încă o șansă Sabinuței, deși să fim serioși. Nu prea merită! Bun, Alexica, ia zi, cum putem să-i trolăm? Și că a furat din chest? I-a furat itemele Sabinuței? Ok, nu-i problema. Descalificare! Doamne, câtă răutate pe ele! N-ai dovadă, bun, nu-i nicio problemă. O să-i dau eu o găleată cu lavă Sabinuței. Alexica, Alexica, ce faci aici? Dirt? Ok, Alexica, te las să faci dirt. Văd că Laura chiar avansează aici, chiar încearcă să-și facă o mică bază din câte văd. Dar, din păcate, încă nu și-a luat lemnul. Și tu, Alexica, ce faci aici? Ce ai de gând să faci, Alexica? Ok, dirt? Cum adică dirt, Alexica? Ia să vedem aici, ce face Laura? Alexica? De ce e dirt? Alexica, de ce e dirt? Ok, ok, măcar atâta, măcar ai făcut totul înapoi. Alexica, fă înapoi, te rog. Nu lăsa totul de dirt, că n-o să fie bine. Da, ok, am înțeles. Ai puterea să faci totul de dirt, Alexica, da? Dar chiar nu trebuie să faci... Așa că ia fii atent, Alexica. Hai să trolăm puțin pe Sabinuța. Deci, cred că pur și simplu o să-i dau așa o gaură în apa asta, să vedem dacă se duce în jos și o să pice, nu? Bun, deci ea nu și-a luat rolul acesta, așa că o să sap și aici la fel. Tocmai am pins-o? Am pins-o pe Laura, Alexica. Bun, eu nu mai dau o șansă nimănui, asta e. A căzut, a căzut, bun. Asta e, Alexica. Bun, hai să îi facem același lucru și Denisuca, ca să fim corecți, da? Bun, deci o să-mi sparg aici și hai să vedem care va câștiga, da? Alexica, ai ieșit din joc. Tu vezi că Laura a ieșit din joc în momentul de față? Alexica, chiar nu trebuie să pui lavă, știi? S-a aruncat și Denisuca. Alexica, ia uite pe cine am găsit aici. Uite-te și tu, avem o câștigătoare, nu? Adică Sabinuța... Ești un criminal. Poate vă întrebați de ce v-am adus aici și de ce are toată lumea creativ. Ei bine, vreau să vă alegeți fiecare câte un plot. Alexica, stai în mijloc ca să stai cu cu Sabinuța. Și acum o să vreau să construiți fiecare câte un castel, gen. Pentru fete, da? Vreau un castel pentru fete, pentru că vreau un castel roz. Că roz îi place lui Alexica, nu-i așa? Dirtul roz, nu-i așa, Alexica? A, să înțeleg că o să o ajut pe Sabinuța să construiască. Alexica, vreau să-mi fii muză la construit. Uite, din câte văd, Alexica, tocmai a început să-i facă o... Ok, e un castel din dirt. Sunt curios dacă Sabinuța îl va ajuta pe Alexica să facă acest castel. Și încă aștept ca Denisuca și Laura să-și aleagă itemele, pentru că văd că încă n-au făcut asta. Te iubesc, Alexica. Alexica, fă și tu ceva. Cum adică fata zice că te iubește și Maria HD ce face? Ți-ai făcut ție o casă de dirt? Ai făcut ei o casă? Și să înțeleg că tipa o să continue cu tot cu dirt. Ok, nu-mi vine să cred așa ceva. Văd că... Da, Alexica. Ai găsit dirtinatorul? What? N-am să întreb ce face Alexica acolo. Dar văd că Laura chiar se chinuie aici. Și hai totuși să le punem un mic challenge. Așa că o să aveți doar
Tot așa, 5 minute să terminați de construit, da, fiecare. Așa că grăbiți-vă. Alexica, ia termină puțin cu ăla, termină cu ăla, termină cu ăla. Alexica, termină cu ăla, te rog eu mult. Vreau să facem ceva, da? Acum o să ai și tu creativ. Oh, ușor, ușor, scoate-o. Deci, fii atent, vreau să le trolăm pe fete, da? Deci, în momentul de față, ele nu ne văd. Și o să vreau să le trolăm pe fiecare în parte. Ia zi, cu cine începem și cum începem, Alexic? Punem dar peste tot? Nu, 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 fără dar peste tot, Alexică, fără dar peste tot. De ce? Fii atent, o vezi aici pe Laura, da? Mm. De fapt, nu, chiar îmi place ce face Laura. Ia să vedem noi aici Denisuca. Denisuca, hai să-i punem niște TNT-uri sub casă. Te ocupi tu de chestia asta? O să-i pun eu... Bun, o să-i pun eu aici niște pressure plate-uri pe care nu ar trebui să le vadă și... Sub casă, am zis, Alexica, sub casă, nu să fie evident! Ok, Alexica, e ok. Bun, hai repede, grăbește-te, grăbește-te. Așa, Alexica, bun, bun, bun. Haide, pune și acolo, pune și acolo. Mă mir că n-ai făcut... Ce... Ce a bubuit? Cred că tocmai a bubuit un creeper, Alexica. N-am să întreb ce s-a întâmplat. Săraca Laura. Din câte văd, Denisuca chiar se chinuie aici să facă ceva. Și ia să vedem, se va da în spate. Ce? Alexica! Alexica! Ce-ai făcut acolo, Alexica? De ce? Tocmai ai distrus casa la săraca fată și mai au decât 2 minute. Uite, Alexica e cu dirt. Ia zi, Alexica, îți place casa Sabinuței? E cu dirt, gem. A câștigat Sabinuța? Așa zici tu, Alexica, să câștige Sabinuța? Da? Bine, gata, avem o câștigătoare, gata, puteți să vă opriți în construit. A ieșit Laura! Ok, ok, Alexica. Din păcate pentru voi, o să vă anunț că a câștigat Sabinuța. De ce a câștigat Sabinuța? Pentru că așa vrea Alexica și cu toate astea vreau să-mi spuneți voi cine credeți că ar fi trebuit să câștige. Și oricum, dacă așa vrea Alexica, așa trebuie să fie. Așa că hai să-l vedem pe Alexica la întâlnire, nu? Ia să vedem ce fac oamenii ăștia doi, că văd că nu fac nimica. Nu voiai să mă alegi, nu. Ce? Mă, ce fac Sabinuța acolo? Sabinuța, gata, 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 gata. Cu ce dai acolo? Sabinuța, gata, gata, cu ce dai? Urea? Ok, bine, cred că așa o să facem. Alexica, vreau să știu și eu de ce îți lipsește aici o sapă. Ce-ai făcut? Crezi că asta va rezolva ceva? Da? Ok, Alexica, da. Cu toate astea, spune-mi de ce m-ai chemat astăzi aici. Păi astăzi, uite, am creat chestia asta. Ce asta, mă, Alexica? Dirtinatorul 2000? Ce faci asta? Adică, dacă eu dau acum click pe Ok, cred că mi-e de ajuns. Alexica, am înțeles, deci tu ai reușit să faci toată aparatura asta de aici de la tine în toată prostia asta? Așa de mică tot cititorul de gânduri? What? Da, credeam că trebuie să dea dirt. Oricum, Alexica, și ce vreau să facem cu toată chestia asta? Acum că stau să mă gândesc. Ce crezi tu? Cum ar fi să testăm dirtinatorul pe toate fetele de pe server? Mai ales pe Maria HG, să vedem dacă te mai iubește, mă, Alexica. Bine, haide. Bine? Hai, bine, mă, Alexica, hai să mergem să vedem. Oricum vreau să dați like și subscribe dacă vă plac creațiile lui Alexica. Așa că, mă, Alexica, ce faci, mă, acolo? De ce te-ai oprit? Hai să mergem. Bun, hai după Maria, că uite, cred că e acasă. Ia, uite, nu știu ce face, dar mergem după ea, mă, Alexica. Ia să vedem, trebuie să-i citim gândurile. Hai să luăm ușor, Alexica. Nu știu ce face, face parcurs, se distrează. Cred că e cazul să mă duc după ea. Și 3, 2, 1 și... Maria? Nimic. Am venit să vedem ce faci, gen. Nu să cred că chiar a făcut asta, zic imediat, Alexica. Ia zi, Maria, ce faci? Bine. Ok, bine. Cred că e timpul să plecăm, Alexica. De asta am venit să vedem ce faci, gen. Haide, Alexica, să mergem. Bine. Alexica nu mai mânca așa ceva. Hai să mergem. Da, Maria! Alexica, deci fii atent. Nu o să-ți vină să crezi. Maria are o fată închisă. Nu știu ce face cu ea. Două ori închisă undeva într-o cameră și cred că avem nevoie de ceva chestii cât să putem să ne micșorăm, ai? Ia zi, Alexica, ai? Te rog, spune-mi că ai să ne micșorăm. Da, Alexica. Nu cred că am. Ai, Alexica, n-ai tu cum să n-ai pe aici ceva? Uite, ia să vedem aici ce e pe aici. Ia uite, mă, Alexica, ce sunt astea? Uite, ce sunt astea? Nu știu ce e asta, hai să vedem. Nu știu, mă, Alexica, ce e asta, dar hai să vedem și e până la urmă, nu? Adică îmi asum riscul, poate vezi că se întâmplă cine știe ce, dar eu îmi asum riscul. What? Alexica, ce se întâmplă? Sunt tot ca tine.
Da, ce-ai făcut? Adică ce am făcut? Am băut o poțiune de la tine, cum adică ce am făcut? Ce neregulă cu mine, am înțeles, Alexica. Și... Oate, ai luat toate poțiunile, dă și mie una înapoi, te rog. Așa, mersi, Alexica. Hai să bem și pasta și... Bun, Alexica, cred că sunt mai mic, Da, sunt mult mai mic. Hai să mergem să vedem unde o are ascunsă pe acea fată, mă, Alexica. Hai, bagă și tu o poțiune, nu fii prostuță, Alexica. Bine, și eu, inteligent, că tu mergi mult mai repede ca mine acum. Să merg și eu? Bine, Alexica, dă-i drumul, ia și bea. Hai să te văd eu cum bei. Așa, pe gât. What, Alexica, ce te-ai făcut așa de mic? Ești mult mai mic, cred că ești cam prea mic. Nu știu ce faci, dar hai să mergem la Maria. Ok, bine. Și Alexica, gen, cum? What? Oh, da, hai să te-am pus sus, ești frățiorul meu mic acum. Bun, Alexica, nu știu cum te-am luat, dar văd că te-am luat cumva așa. Dar totuși, hai să mergem, Alexica. Yesi. Da, Alexica, care e problema? Ia uite, vezi ceva? Vezi ceva pe acolo? Da. Da? Hai să intrăm, Alexica, și hai să vedem cum facem să nu ne vadă Maria. Maria cred că e pe sus și chestii. Dar gen, unde poate să ascundă Maria o bază secretă? Pentru că, din câte știi, aici este deja baza noastră secretă. Și pe aici mare, pe altundeva unde poate să ascundă. Pentru că văd că sub... E Maria aici, stai ascuns. Alexica, cred că ai dreptate. Stai că mă ascund și aici cu tine. Și hai să închidem. Așteptăm să plece, da? Așteptăm să plece. Bă, dar nu mai pleacă odată. Ia stai așa să deschid asta. Și cred că e momentul în care pleacă. Da, a ieșit afară. Haide, Alexica, să căutăm în continuare. Uite, pe aici văd că sub canapea n-are nimic, dar bine, cum încă pe Maria sub canapea. Ia, hai să mergem sus, Alexica. Cel mai probabil baza secretă poate să fie în camera aia ciudată pe care o are ea, nu? Nu poți să mă urci. Nu poți să te urci? Bine, stai așa că te-am eu pe sus, Alexica. Hai să mergem, Alexica. Unde mergem, sus de tot? Nu știu, tu ai citit gândurile. Păi, eu am citit gândurile, dar asta nu înseamnă că mi-a spus și unde sunt. 0000. Nu cred că avem șanse să prea urcăm sus. Sau? Ba da. Am ajuns sus, dar nu văd efectiv nimic pe aici. Unde ar putea? De fapt, chiar nu cred că are pe unde să fie baza secretă aici, Alexica. Cred că n-am decât să vin înapoi jos. What? Uite ce munte frumos. Ia vino cu Cristi repede. Vino, Cristi, vino. Hai, mă, Alexica, gata că vin. Ia. Ce munte frumos. Ce vrei să-mi arăți? Ia uite. Bă, pe bune că tu ești minunat de un munte. Hai, mă, Alexica, pe bune. Eu nu văd efectiv nimic special la un munte. E doar un munte, mă, Alexica. Ce poate să fie așa de special, nu? Nu știu, Cristi. What? Alexica, pe ce stai? Ce e asta? Nu știu. Oh. Nu știu ce asta, dar hai să mergem în continuare să vedem. Nu, Alexica, dar ce e aici? Ia să vedem noi. Mamă, asta cred că e baza aia secretă, ia să vedem. Văd că e cineva acolo. Alexica, dar coborăși tu mai repede, chiar trebuie să te iau pe sus iară. Uite, Alexica, haide. Păi ți-e frică, văd și eu că ți-e frică, de ce ai sărit din brațe? E frică, pe cald. Uite, mă, da, chiar aici e baza aia. Ce face fata asta? Alexica, ai niște dirt? Ai dirt? Te rog, spune-mi că ai dirt. Mamă, Alexica, dar ce dirt mic ai. Ce mici sunteți. Bun, Alexica, dar și care e întrebarea mea? Care, Cristi? Noi cum spargem sticla asta? Pentru că e o sticlă extrem de specială din câte văd. Și e cam greu de spart dacă te uiți. Cred că am o idee. Și aia ar fi să o luăm pe sub. Întrebarea mea e cum o luăm pe Andreea de aici. Și hai să vedem. Totuși nu știu de ce a fost închis aici de Maria. Adică mă gândesc că totuși ar trebui să aibă un motiv bun, nu? Nu știu. Da, hai că totuși nu merită să fie închisă degeaba. Bun, hai să luăm o trapă de asta cât să putem să o punem aici să iasă și ea. Dă-te puțin. Vino aici și cum e. Pac, țac și pip aici. Hai, Alexica, vino și tu. Bun, hai că te iau eu pe sus, Alexica. Și acum, hai numai să mergem să ne întâlnim și cu Maria HD. Bun, Alexica, ia să vedem noi. Unde, ce facem acum? Cum vedem să nu ne vadă Maria HD? Alexica, poți să urci? Mama, Alexica, stai așa că te-am luat eu pe sus. Ia să vedem, ce face Andreea? După 3 zile sunt liberă? What? Și gen, ce face acum? Pur și simplu ia la fugă? Bă, fuge Andreea de noi. Alexica, mai fugim după ea sau o lăsăm pur și simplu să fug? Da, Alexica. Sincer să fiu, deja nu știu unde s-a dus. Deci presupun că o lasă, se duc, Alexica. What? Alexica, vine Maria, ascunde-te, Alexica.
Eu sunt sub o masă, Alexica, cred că te-a văzut. Și în cazul ăsta ce facem? Ce faceți? Foarte bine, Maria, nu e nevoie să îndrepti arma aia și gen, uite, suntem cu iubitul tău aici. Dacă mă supăr, poți să te iau pe sus, nu uita. Că încă ești foarte ușoară, Maria. Totuși, știi gen, ce vreau să te întreb e de ce a avut o fată închisă în casă, gen? Ce fată? Și tu aia de a avut-o închisă mi-a distrus casa? Cum adică ți-a distrus casa? Ia să vedem noi. Trebuia pedepsită? Și să știi că noi tocmai am dat drumul. Nu? De ce? Pentru că am crezut că ai închis-o fără motiv. Da, și acum? Alexica și gen, acum noi ce facem? Unde e Andreea 28 și gen? What? De ce e acolo? Alexica gen, ce are de gând să facă? Oare doar n-o să tragă? Da,